Buongiorno Italia, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Cursa aceasta vom merge în Italia pentru prima dată cu camionul în Italia. Am emoții, recunosc, și de asta am decis să fac un vlog, pentru că știu precis că vom avea multe peripeții. Vom da și de zăpadă, peisajul frumoasă, vom trece tunelul Mont Blanc. Am înțeles că noaptea acolo e închis, vedem cum ajungem, peripeții oricum a fi, dacă nu trebuie de înconjurat, un alta. Ne ducem în orașul Navara, dacă nu mă înșel, corectați-mă dacă sunt corect, prin regiunea Acotie, a droata Guș de Milano. Fiți alături de noi, oara două luni, am avut un weekend mai lung, fiți alături de noi și urmăriți-ne pentru că să mergem împreună în curs aceasta mega interesantă. Luni, oara 3. Noi am început programul, am venit să ne alimentăm. După cum se vede, eu am doar un singur bac de 550 de litri, care mi-a ajuns să fac cu Mercedes-ul 2200 de kilometri. În Italia nu azi, dar mâine plec, așa că o să ne ajungă cu siguranță să mă duc și să mă întorc cu dieselul din Franța. Voilà, cam greu merge pentru că e pompă de azi mică, dar na. Avem încă 70 de km, ajungem la Lyon. Timpul afară e foarte ploios, e foarte tare să murdărești mașinile, e tare greu de mers, luminozitatea e foarte scăzută. Toate mașinile merg încet, m-am oprit să mă ridicnesc ochii și să fac pauza de 15 minute, pentru că chiar e complicat de mers. De astăzi gata, ne vedem de la Lyon. Bună dimineața, pauză am făcut în zona Lyonului. Acum ne-am trezit, e ora 11. Noi la ora 15 trebuie să luăm remorca și să mergem spre Italia. Până una alta, ne-am parcat lângă sala de fitness, lângă sport, și o să ne ducem puțin la sport. Vreau să vă cânt un cântec compus și cântat de mine când aveam 14-15 ani. La campionatul Republic Moldova la judo mi-a rupt mâna în două locuri. Am stat 8 luni de zile cu placă de fier în mână. 3 luni am stat în spital. Eram mic. Retrăiem. Și am compus prima și ultima mea piesă. De atunci și până atunci n-am mai compus. Îi dăm drum. Sportul este viață, sportul e putere. Am avut rupturi, am avut durere. Am stat în spitale, operații două. Nu mă las de sport, nu mă las bătut. Vă lupta în continuare să arăt mai mult. Mamă, îți cer iertare pentru neascultare, că nu ești de acord cu ce nu e de sport. Dar nu vei supera, nu voi renunța la ceea ce am visat și visez să fiu. Știu că e dureros pentru tine, mamă, să le îmbut mereu pele mele traume. Dar viața m-a învățat ca să fiu puternic, să nu dau înapoi și să uit de rele. Ca să fii sportiv cu adevărat, nu mai bea, nu fuma și antrenamentele lipsi te multichează în cumva. À présent, tournez à gauche puis tournez à droite sur rue des Combes. Jumătate de ori de când aștept aici la Amazon de la Nancy, să vii să ne duc plomba și țămărul. Colegul ăsta lui, care de stopurile astea la o parte, mi-a spus că îi bat, așa la colegul celălalt lui, îi bat, nu s-a fumat mult și m-a rugat dacă nu pot să scriu reclamații, vă dați seama. Zic, dar ce nu scrii tu? E, pe eu-s coleg cu dânsul și nu știu ce. Câtipa fumează la lucru, fumează și pe la lucru. O spus că are 2 ani de când așa se comportă. Cum vrei, în 2 ani, adică chiar nu l-a dat nimeni afară. Este el. Mi-a zis că e doamne fereșit de apcurne. Beaucoup de temps. Ouais, je sais, mais ordinateur comme ça. C'est comme ça. Ok. Voilà. Ok, merci. À présent, tournez à gauche. Nouveau calcul en cours. À présent, tournez à gauche puis tournez à droite sur rue des Combes.
Da, băieți, am plătit acum tunelul de Mont Blanc, tunelul care are, voilà, aici scrie cât are tunelul. Tunelul are 11.611 metri. L-am plătit, am plătit tur-retur. Azi ne deplasăm și mâine venim, mâine seară venim. Am plătit tur-retur pentru că e mai ieftin, așa? Opa, uitați-vă chiar cum dintr-o dată e mai fric și opa. Aori și cald, sau e frig, cum ce să faci? E mai cald afară ca înăuntru. Da, tu, uitați-vă, băieți, e mai cald afară ca înăuntru. Ați mai văzut ceva? Așa ceva, tunel de Mont Blanc. Real, băieți, uite, dau cu steclocititul și ștergi prin afară. Da, nici dal, nici dancic. Uitați-vă cum e mai cald în tunel, adică în tunel față de... din mașină. Dacă în mașină sunt 23 de grade, cât credeți că e în tunelul ăsta? E foarte cald. Și tunelul ăsta e foarte periculos, deși e foarte periculos. Aici dau tichetele ca camioanele să meargă distanță la 1 km, 2, pentru că se întâmplă foarte multe accidente sau chiar și explozii de mașină, și în așa caz 70 maxim trebuie să mergem. Am înțeles. Și în așa, 150 de metri, dar la mașini le dau voi, la camioane în general, aproape din kilometru în kilometru. De asta și trebuie tichetul ăsta de te oprit cu 50 de kilometri înainte de vamă, înainte de tunel, trebuie să te oprești cu 50 de kilometri înainte la un AIR, la AIR de Puisi, pentru a lua tichetul ăsta. Pentru că acolo o să-ți pui dacă tu ai dreptul să înți sau dacă nu ai dreptul să înți prin tunel. Pentru că pe seară sau pe zi trec un număr anumit de mașini. Nu poți să treacă. Tunelul din Mont Blanc are foarte multe reguli. Și na, trebuie de le respecta toate regulile astea. 50 mergem, dar și parcă trage. E cald, da. Vă dați seama, să începe încălzit de deja și în mașină. Mi-ar fi interesant, câte grade? 21 de grade! Băieți, 21 de grade în tunel, bag ciorul! 21 de grade în tunel, tunelul de Mont Blanc. Bă, dar mă încălzesc, ni cald. Interesant aici. Și da, să nu pățiți cum am pățit, cum am pățit un prieten de meu. S-a dus și nu știu ce e etichetul ăsta. Și a ajuns aici, dar AIR-ul e cu 50 de kilometri înainte să ajungi la piaj, să plătești tunelul. Și atunci, dacă n-ai tichetul ăsta, te întoarci înapoi, tu trebuie, dacă 50 de km faci încolo, 50 și înapoi să iei tichetul și iar 50, 150 de km tu îi pierzi, 150 de km băieții îi pierdeți. Așa că luați, fiți atenți că chiar cu 10 km înainte să ajungi la ierul respectiv, să începe arata indicatoare și panouri informative unde să te oprești. Când am intrat era 0 grade, minus 1 grad, 0 grade și pe la jumătate tunel 25 de grade de plus, 25 de grade de plus, nu înțelegem și până și nu m-am uitat aici la bord și am văzut 25 de grade, mi-a părut cam temperatură și ceva, când deschid geamul tot aburește, tot din afară, tot s-au făcut albi toate geamurile. Am deschis și am scos mâna și mă frige, serios. Uitați-vă și omătul din Mont Blanc. V-am spus, m-am pornit din Paris, era soare. Pe drum, tot drumul plouat. Și aici mai vedem și zăpada.
din cotiturile astea trebuie să mergem încetul. Să mergem încetul. Câte grade sunt afară? Să vedem câte... Un grad. La Anisi erau 9 grade când m-am pornit azi. Hai că e bine. Începutul e bun, bre. Și radar este. La câte radarurile este de aici? Mare treabă, nici nu am eu aici. Prin Italia e ceață. Am dat și de soare, și de ploaie, și de ceață, și de vânt, și cu crengile la pământ. Și camioanele se plimb. E sei scappato a Malibu con un grossista di bijoux. Susana, Susana. Prenez la première sortie au rond-point. Bună dimineața, băieți din Italia. Să aveți o dimineață plăcută, frumoasă. Barabote, corazzoci, soccariaci, oggi noci, i piazza, nel tuo croci, sasso su maia, dai giù da craia, fai un vivo, mi spaminaia. În orice țară care mă duc, în orice oraș care mă duc, îl tratez frumos, pentru că și el mă tratează destul de frumos. Mă așteaptă cu o energie pozitivă. Și da, ne apropiem, avem 10 km până la Torino, dar noi o să facem așa șic, ocolim acest oraș. Eu am fost în Torino, mi s-a părut un oraș istoric, un oraș foarte vechi, nu știu cum așa, ai o senzație că trăiești în anii 80-90. Dar în linii generale are structura lui, e frumos. Noi vom ocoli obstacolul, vom merge drept înainte, nu intrăm în Torino, pentru că acolo străzile sunt înguste, se merge greu, e aglomerat. Mai bine mergem pe o stradă largă, mare, spre munți, spre soare. Am prieteni cunoscuți în diferite țări, în diferite orașe. Și chiar de 2 ani de când am început să călătoresc mai mult, am vizitat câțiva prieteni în diferite țări. Am fost vara asta, chiar am fost în Italia, am făcut tur, Torino, Milano, Veneția, Vicenza. Și am rămas plăcut surprinși de oamenii care deja situația aici în Italia, de prietenii care deja sunt de mulți ani aici, comportamentul lor, primirea lor, căldura lor. În Franța, de exemplu, așa ceva nu vezi. Cu cât mai mult treci timpul, cu cât mai mult omul are timp în Franța, cu atât mai rău te tratează, cu atât e mai indiferent și cu atât e mai invidios, orgolios și mai rău. Păcat, Italia. Fa vreme, mut la colapsul din ecosisteme, mă întreb cu temer dacă mai rezistă. Nici eu n-am chef în copie să tristă, sur la durere, dar încă persistă. Chit că mă prefac că nu există, mă lupt cu mine să-mi găsesc... Mulțumesc oamenilor de aici, din Italia, care m-au văzut pe TikTok că vin în coași, care au văzut videoclipurile mele și m-au întrebat unde sunt, m-au întrebat dacă pot să vin să ne vedem, mi-au spus că sunt pe aproape unii, îmi cer iertare și scuze că n-am putut să mă rețin foarte mult aici, că eu doar am venit și plec.
cu siguranță când o să mai vin, o să mai postez, o să mai vorbim, o să ne mai ajutăm, pentru că într-adevăr sunt niște oameni din noata 10 aici. Vă mulțumesc! Am mers 200 de km în tot direcție, am încurcat drumul și acum trebuie să mă întorc iar înapoi 200 de km. Am rămas fără internet în Italia. Da, băieți, s-a terminat internetul și când am ajuns la Torino, eu trebuie să fac dreapta, să o iau pe la tunelul de Mont Blanc, pentru că eu am plătit tunelul tur-retur 549 de euro, 550 de euro tur-retur. Eu ce am făcut? Am mers drept înainte, am luat-o pe la tunel de ferejurs, pentru că mi s-a terminat internetul. Când mi-a apărut internetul, când m-am uitat, avem 178 de kilometri. Gen 200 de kilometri eu i-am găsit în coași și ar trebui să mă întorc înapoi. Și 28 de euro pe piaj în coași și 28 înapoi. 56 de euro pe piaj și 400 de kilometri proibiți. Pentru că dacă aveți băut pe la ferejurs mai departe, eu deja am plătit, cum am mai spus, am plătit tur-retur Mont Blanc-ul. Și ca să o iau pe la vrejurs, iar trebuie să plătesc 360 de euro. Acum și fac, sunt în întârziere, ca să cu eu. Dar trebuie să mă întorc înapoi. Trebuie să mă întorc înapoi, trebuie iar să luăm pe la Torino, la Torino, dar mă să șem stânga. Și gazul tunel din Mont Blanc, Franța. Așez băieții ăștia trei tineri pe camioane, cu nasurile prin telefoane, cu nasurile în pământ, nu pe la indicatoare. Învățați băieți din greșelile mele, să nu le repetați și voi. Recunosc că am greșit iar, dar învățați, nu vă râdeți, oricine mai greșești. Voi pur și simplu luați și învățați, eu ați vă arăt aici și greșelile, și negreșelile, și unii mai fac bine, unii nu mai fac bine. Voi deja analizați, dacă nu vă place, ocoliți. Dacă vă place, învățați. Toți suntem oameni, toți greșim. Da. Din prostia mea. Și multe greșeli se fac din prostia noastră. Că dacă am fi puțin mai atenți și mă avea grijă mai mare, mă fi mai precauți, am ocolit tare mult incidenți și accidente. Drumuri bune, colegi! N-am luat tichetul de la oasta. Eu am ieșit la piajul partea asta, dar pe alături trebuie sunt. Și am uitat să iau tichetul de la oasta. Dar dacă nu iei tichetul de la oasta, gen te întorc înapoi. Am văzut la voi în comentarii că cineva știe italiană și a vorbit frumos cu dâns și le-a dat voie să treacă. Eu am doar tichetul de plată, dar nu am tichetul care trebuie să-l iau de la oasta ca să ajung sub tunel la Mont Blanc. Cum credeți? Se pot treci sau nu se pot treci? Sau iar ați trebuia să mă întorc înapoi cât 40-50 km înapoi, iar 40-50 km înapoi, iar să pierd timp pentru 150 km. Bă, ce azi și se întâmplă azi cu mine? M-am luat și eu după pațănașul Istea, el cred că e din Franța, când târzi și eu. Sunt în întârziere cu greșelile care le-am făcut și văd că el tot e cu numere din Franța și poate vine și se duce mai des pe aici. Și văd că o țin o gură 90 pe tunelul ăsta. Văd că el chiar e 60 aici. Na, e că o leacă mai încetinim, dar mă țin de urma lui. N-am mers pe aici prima dată și în general când am venit am mers doar tot tunelul 60, 70, 60, 70.
De acum, dacă el este în față, chiar mă avansează foarte mult, mersi mult. Da, e riscant, nu trebuie de mers cu așa viteză, dar știi, când întârzi, mai faci și excepții. Căruci, eu am ajuns la intrare în tunel, la vamă, cum s-ar spune, și eu nu am tichet, pațani. Și ei și am, v-am spus, am doar asta de plată, că m-a chitat, că m-a chitat dus întors, dar trebuie de la AUST, sau nu știu cum se numește, AUST, Dan, AUST. Trebuie să mă opresc să iau tremur tot, realne, tremur tot. Dacă nu mă întoarc, mă întoarc înapoi, blin. Dacă mă întoarc înapoi, vreo 60 km, că mai mult am mers pe aici. Și aș chiar acolo șo de poliție, dacă întoarci înapoi, tu o iei pe interzis. Și acolo și chiar șo de poliție. Blin. Hai că mă pornesc și eu, hai că Doamne ajută. Poate ne-a dat voie să trec fără tichet. Buongiorno. Frigo? No. C'est bon? Tu veux aller? Merci. Nu cred. Cum am făcut? Oale, Doamne, îți mulțumesc! Voi vă dați seama dacă era să mă întorc înapoi după etichetul și ala. Bah, ce ori ne s-a luminat în fața ochilor. Oale, Doamne! Pe unde trebuie să trec? Seara am intrat în Franța, după cum bine știți am venit din Italia, am rămas fără motorină, fără AdBlue. Am dormit foarte puțin, pentru că după cum bine știți am întârziat câteva ore. Trebuie la randevu în Franța să ajung la ora 6, eu am ajuns la ora 8, cu două ore am fost în întârziere. Plus când am ajuns rampă nu era. Mi-a dat rampă de bea la ora 10 și la ora 11 am ieșit. Mai avem 150 km până la încărcarea unde trebuie de azi. Azi trebuie să mă încărc. Băi, nici nu pot grei atât de obosit. Și am încărcat și regimul. Am încărcat și regimul, prima dată am încărcat regimul. Am dormit doar, am stat pe pauză, trebuie să fac 150 km până aici. Nu mi-a ajuns program. M-am oprit cu 40 km înainte. Azi dimineață când m-am trezit ca să ajung la randevu la o ora respectivă, la 8.44, trebuia să mă pornesc, aveam pauza 7 ore și 40 minute, aveam pauza. 7 ore și cât 70 minute am zis? Blin! Aveam 7 ore și 40, da, 7 ore și 40 minute, o oră și 20 minute m-am pornit. Și poate să mi se întâmple, adică prima dată când încalc, dar trebuie pentru că și așa am întârziat multe ori, am pierdut mult timp, am pierdut mult diesel. Na, fac acum full-ul și vorbim din camion, că puțin s-a obosit, mai am de făcut pe azi, am puțin de muncă, am de făcut
360 km. Ultima dată am filmat când am făcut full cu gazoalie aici în Franța, azi dimineață. Trebuie să mă fac în 350 km. Și i-am făcut, am dormit câteva ore, chiar am ego obosit, m-am trezit și des vă spun mai departe și s-a întâmplat. Eu am făcut, am mers 14 ore și 56 de minute în continuu. Deși, pentru că după cum bine știți, eu în Italia am încurcat un drum, trebuie să mă urc pe la un tunel și eu m-am pornit spre la altul, iar m-am turnat înapoi 400 de kilometri. Și când m-am oprit deja aici în Franța să fac pauza de 9 ore, nu ne ajunge timp și am stat doar 7 ore și 40 de minute am stat. Și trebuia să mă pornesc să reușesc la încărcare. Și voilà! Sper că e prima și ultima dată, n-aș vrea asta să ne se mai întâmple și mă rog la Dumnezeu să nu mă oprească poliția, să treacă o luni de zile, că e amendă tare ustărătoare, 3-4 mii de euro. Dacă ați stat până aici, înseamnă că cât de cât am făcut ceva captivant, cât de cât am făcut ceva interesant. Vă mulțumesc că ați stat, dacă vă place ceva, spuneți ce vă place, dacă nu vă place, spuneți ce nu vă place. Eu o să încerc să fac ceva schimbări, că în primul rând îmi place și mie să filmez, că filmez doar atunci când am emoții, când se întâmplă ceva nou, când mă duc într-o aventură nouă, când suntem oameni și greșim. Și toate greșelile mele le împart cu voi. Dacă ceva nu știu, eu vă întreb pe voi, chiar și pe TikTok vă întreb, voi îmi răspundeți, sunteți aproape de mine, vă mulțumesc. Și vreau să spun că aici ia sfârșit vlogul acesta. Încă o dată vă mulțumesc. Call me when I'm a slave, not when I'm king. Don't claim your royalty.